Sunetul dominant în Parcul Crâng din Buzău nu este în această perioadă cel al naturii, ci al drujbelor. Angajații societății Urbiserv se ocupă de tăierea copacilor considerați periculoși pentru cetățeni. Acțiunea a demarat la sfârșitul săptămânii trecute și va continua până la jumătatea lunii mai. Primarul Constantin Toma spune că toți copacii tăiați vor fi înlocuiți la toamnă cu alții tineri. Ceea ce vedeți aici, respectivă mulțime de copaci uscați, există în toată pădurea Crâng. Vom începe această operație de curățare a Crângului, după care în toamnă va urma operația de replantare cu aceleași specii de stejar, de exemplu, stejarul peduncular de luncă, așa cum am început în primăvară, atunci când am plantat primii 6 stejari cu nume de mari personalități buzoiene în viață. I-am plantat pe această rotondă a personalităților buzoiene și am dat la 6 stejar, am dat numele a încă 6 buzoieni celebri care au făcut cinste nu numai Buzăului, ci și României și, de ce nu, întregului glob. În același context, edilul anunță că primăria are câteva proiecte prin care se dorește creșterea suprafețelor împădurite în municipiu. În ultimii 10 ani, în Buzău, temperatura medie anuală a crescut cu 1,3 grade. Este secetă și în oraș și acest lucru trebuie să ne dea de gândit. Primăria Buzău are mai multe proiecte întinse de mai mulți ani, legate atât de creșterea suprafețelor împădurite din municipiul Buzău, creșterea numărului de arbori plantați în municipiul Buzău, dar și mărirea suprafețelor cu lucii de apă. Acțiunea de tăiere a copacilor șubrezi din Parcul Crâng se desfășoară doar pe o suprafață de circa 9,7 hectare, care aparține primăriei Buzău, restul de 180 de hectare fiind în administrarea direcției silvice. Buzoienii se vor putea plimba din nou în cel mai mare parc din oraș după data de 15 mai, atunci când foarte probabil se va ridica interdicția pentru plimbările în parcuri.